Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată Bibliei, Bănuții Văduvei. Textul de memorat îl găsim în 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7. Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Dar înainte să trecem la povestioara noastră, haideți să împreună mânuțele și să ne rugăm. Scump Iisus, îți mulțumim pentru Bibliile noastre. Îți mulțumim pentru povestirile din Biblie. Amin! În Biblia noastră cu povestiri găsim o întâmplare foarte specială despre o văduvă săracă. Văduva este o doamnă căruia i-a murit soțul. Văduva din povestirea noastră îl iubea foarte mult pe Dumnezeu. Ea era foarte săracă, atât de săracă încât nu avea bani mai deloc. Cu toate că ducea o viață plină de lipsuri, îi plăcea să pună mereu ceva în cutia cu daruri de la templu. Într-o zi, înainte să meargă la templu, văduva s-a uitat în geantă. Aproape că nu avea niciun ban. Câți bani credeți că avea? Atâți bani mai avea. Văduva știa că avea nevoie de bani pentru mâncare și ca să cumpere ulei pentru lampă. Ce ar trebui să facă oare? Ar trebui să păstreze cei 2 bănuți sau ar trebui să pună cele 2 monede în cutia cu daruri de la templu? Văduva trebuia să ia o decizie. Păstrează banii, șoptea satana. Ești atât de săracă, vei avea nevoie de ei. Dar văduva nu era egoistă. De asemenea, ea îl iubea foarte mult pe Dumnezeu. Bănuții aceștia nu sunt mulți, s-a gândit văduva, dar îi voi dărui lui Dumnezeu. El mă va ajuta să fac rost de mâncare și de celelalte lucruri de care am nevoie. La templu, niște oameni bogați și foarte mândri tocmai puneau banii în cutia cu daruri. Oamenii aceștia doreau ca cei din jur să vadă câți bani punea în cutie. Văduva săracă era tristă pentru că avea atât de puțin de oferit. Ea dorea ca nimeni să nu vadă cât a pus în cutia cu daruri, așa că a așteptat până a crezut că nu se mai uită nimeni. Apoi a pus repede în cutie cele 2 monede mici. Apoi a plecat liniștită. Și pe când se îndepărta, văduva a văzut că Iisus o privea. Ce le-a spus Iisus ucenicilor lui? Haideți să citim Luca, capitolul 21, cu versetele 3 și 4. Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, că toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Iisus a zâmbit și văduva a zâmbit. A știut că Dumnezeu era mulțumit de micul ei dar. Iisus știa că oamenii bogați și mândri nu îl iubeau cu adevărat pe Dumnezeu. Oamenii aceștia erau egoiști. Ei aveau o mulțime de bani acasă și țineau morțiși ca ceilalți să creadă că sunt darnici. Mai avea văduva vreun ban acasă? Cine era cu adevărat darnic? Oamenii bogați sau văduva săracă? Văduva cea săracă a fost cu adevărat darnică, nu-i așa? Ea a dat toți banii pe care îi avea. De aceea a spus Iisus că ea a dat mai mult decât au dat oamenii bogați. Când alegem cât să dăruim, Iisus vrea să ne gândim la văduva săracă. Ea nu avea mult, totuși a dăruit cu bucurie. Iisus vrea ca și noi să fim darnici ca ea. Mulți oameni săraci aleg să îi dea lui Iisus zecimea, deși satana îi ispitește să o păstreze. De asemenea, ei oferă și daruri. Lucrul acesta îl face fericit pe Iisus, așa cum văduva l-a făcut fericit în acea zi la templu. Haideți împreună mânuțele și să ne rugăm. Scump Iisus, te rugăm să ne ajuți să fim darnici, ca văduva săracă din povestirea noastră. Te iubim, Iisuse.
Amin. Colțul părinților. Dacă tot avem datoria de a umbla în lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu, trebuie să-i educăm pe cei din poporul nostru, tineri și bătrâni, să renunțe la acele alimente care nu sunt mâncate decât pentru satisfacerea apetitului. Copiii noștri ar trebui învățați să-și refuze acele lucruri inutile, cum ar fi bomboanele, guma de mestecat, înghețata și alte nimicuri, pentru a putea pune în cutia tăgăduirii de sine banii economisiți prin tăgăduirea de sine, și această cutie ar trebui să existe în fiecare cămin. Prin acest mijloc vor fi economisite sume mici și mari pentru cauza lui Dumnezeu. Acest paragraf l-am citit din Dieta și Hrană, pagina 329. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!